Avem o informație de ultimă oră. Cristian Băcanu, candidatul PNL la sectorul 5, are simptome de infectare cu coronavirus. Băcanu a chemat ambulanța și urmează să fie dus la unul dintre spitalele de boli infecțioase din București pentru a fi testat. Dacă se confirmă, ar fi al doilea candidat scos din competiție în capitală după Robert Negoiță, care candidează la sectorul 3 și care a postat ieri pe pagina de Facebook că a fost infectat cu coronavirus, având de altfel un test pozitiv. În cazul domnului Băcanu, urmează să fie testat pentru a vedea dacă are coronavirus sau are simptome, nu știu, de la o gripă obișnuită. Un alt candidat din țară, de la PNL, de la Buzău, dacă nu mă înșel, candidat la alegerile locale pentru un post de consilier local, a fost de asemenea infectat cu COVID-19.